Bună ziua! Încep această ședință cu ideea de a vă mulțumi pentru anul care a trecut. Deoarece că astăzi este ultima ședință pe anul 2022, încheiem încă un an de activitate împreună. Vreau să vă mulțumesc la toți care sunteți aici. Și acele discuții pe care le-am avut, pro sau contra, întotdeauna vă asigur că am dus la ceva bun și sperăm că vom colabora în continuare la fel de frumos cum am colaborat și până acum, în sensul că tot ceea ce facem noi astăzi aici, facem pentru mănăstire. Aici nu suntem neapărat nicio problemă. Aici nu suntem neapărat culori politice, suntem, cred că cel mai bine spus, toți mănăstireni și toți cred că suntem la această masă pentru a face ceva frumos și bun în comuna noastră. Eu vă mulțumesc și vă urez sărbători fericite alături de cei dragi și să ne întâlnim sănătoși la... Acum începem ședința. Domnul Roșu, n-ați pierdut nimic. Da, am omis data trecută, mi-am amintit, dar prea târziu. Așa este. Și e bine și frumos, mai ales că a făcut parte din grupul dumneavoastră. Da. E o idee bună de a... L-am găsit aici, un om deosebit. Da, mie mi-a fost profesor. Pentru mulți dumneavoastră chiar a fost profesor și ar fi bine să-l amintim aici că a făcut lucruri deosebite. Dumnezeu să-l odihnească. Așa. Și un moment în care să ne amintim cu toți de el că... Haideți să păstrăm. Da, mulțumim frumos. Din data de 27-12-2022, primarul Comunii Mănăstirea Cașa și Județul Bacău, inginer Ienache Adriana, având în vedere prevederile articolului 134, alinia 3, așa, privind codul administrativ, se convoacă Consiliul Local Comunal în ședința ordinară de astăzi, la sediul Consiliului Local Mănăstirea Cașa, în următoarea ordine de zi. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant Rența Ioan, a cărui mandat a fost acordat de judecătoria Onești. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale aferente anului 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor și impozitelor la persoane fără venituri, persoane decedate, la care nu s-au prezentat moștenitori pentru dezbaterea moștenirii sau persoane decedate care nu au moștenitori. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pe anul 2023. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pe anul 2023, la care vor participa persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social conform legii 416. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pe anul 2023, la care vor participa persoane care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pe anul 2023, la care vor participa persoane care vor presta muncă în folosul comunității, cum pot prevedere Ordinul Guvernamental numărul 2 din 2022 și Ordinul Guvernamental 55 din 2022. Proiect de hotărâre privind punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S5 pe 44, situat în satul Scutaru, către domnul Chiloga și Ioan. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S5 43, situat în satul Scutaru, tot pentru domnul Chiloga și Ioan. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii de Consiliul Local numărul 104 din 27-12 privind alocarea unor sume pentru susținerea financiară a evenimentelor prilejuite de sărbătorile de iarnă
Oltenia, organizate de Primăria Mănăstirea Cașin, cu sprijinul Consiliului Local. Punctul 11. Proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin. Și punctul 12. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Trebuie să mă aprobăm și procesul verbal la ședința anterioară. Așa. Și... Nu era prin 10-a, da? Și mai avem un punct suplimentar, da? Da, avem un punct suplimentar. Asta am primit de la inspectoratul școlar. Trebuie să dăm avizul pe care îl dăm în fiecare an pentru rețeaua școlară. Doamna directoare a pregătit la inspectorat cu numărul de copii pe care o să vi-l prezentăm imediat. Dacă tot a ajuns astăzi de la inspectorat tine ca noi să dăm hotărâri de Consiliul Local, e prea târziu, până în ianuarie, cine știe când vom mai face o ședință, tot este pe ordinea de zi, nu este nimic super important în așa fel încât să avem idei contradictorii. Propun să o introducem pe ordinea de zi. Cine este pentru? Da, s-a rezolvat. Deci avem 13 puncte. Punct 12 o să vă dăm aviz pentru rețeaua școlară și 13 cu noroc. Începem cu punctul 1. Să vă rugăm pe domnul Rențea să le pune jurământul. Ca pentru anul 2023 să
nu se mai indexeze nicio, să nu se mai mărească nicio fel de taxă și impozit local pentru anul 2020. Pentru cetățenii comuni vor stai acasă și să aduc și ei. Noi ne supunem unui cod fiscal. Am înțeles. Ne supunem, aia este lege. Deci aia nu discutăm. Deci indexarea conform ratei inflației este cu totul altceva decât indexarea taxelor. Dacă vă aduceți aminte, în anul trecut, în afară de rata inflației, foarte multe primării au mai pus un plus 10%, lucru care la noi n-a fost niciodată. Hai să fim serioși. Deci la noi chiar am mers doar pe rata inflației. Acum 2 ani era vorba de 10% și... 10% era rata inflației și acum... Nu, nu era rata inflației. Era o diferență pentru care nu se tasează cu 2 ani în urmă. Vreau să spun că și în 2019 și în 2020, chiar tot administrativ este din 2019, deci primăria Mânstea Cașe a lăsat impozite și taxe locale la nivelul anului 2018. Și nu a mai comentat nimic și nici prefectura nu a documentat referitor la votarea Consiliului Local. Păi, o părere am ea, pentru că este și o... Da, e o părere am așa din asta, ca cetățenii sunt niște primite de ajutat puțin. Dar îi ajutăm. Dacă vă uitați afară, asta e tot ajutor. Am înțeles. Tot ce vedeți afară e tot ajutor. Și tot la satul român. Și ajutoarele astea pe care le dau, tot de pe aici se dau. De aici, de la noi, din găleata mare pe care o avem noi. Nu din altă parte. Că noi dacă nu strângem jos, statul de unde să dea bani. Da? Da. Deci, practic, ăștia sunt bani. Și dacă noi nu strângem măcar aceste taxe pe care le avem, de unde să faci altceva? Dar noi nu indexăm, încă o dată. Noi nu majorăm, indexăm. Impozitul fiscal, gândiți-vă că dacă vine controlul anul și ne ia la rând de unde mai strângi banii, că n-am indexat la momentul ăla. Cum mai dispui omului de afară că, de fapt, noi aici ne-am întâlnit la Consiliul Local și ne-am gândit noi așa peste noapte să nu face, să nu aplicăm legea. Și vine controlul și spune, tot ce faceți aici, vă jucați la Mânstea Cașe. Pentru că asta chiar nu te joci. Impozitul fiscal. Nu face mai mult. Control, dacă va veni, se va aduna și acești 5,1 plus că va fi inflația anul viitor și atunci omul va resimți mult mai mult dacă va veni o majorare de 10-15%. Dar v-ați uitat un pic pe taxe? Hai să ne uităm. Nu am uitat și nici nu am uitat. Am în față, anul trecut, și am și anul ăsta, că de-aia m-am așteptat la aceste discuții și ca să nu, să nu creăm animozități între noi, am venit cu ceea ce am pus anul trecut și ceea ce avem anul ăsta. Și hai să luăm un pic. Da. Impozite și taxe locale. Aici ne ducem. Și am și anul trecut. Da? Deci ne uităm aici, la taxele pe teren. Începem de la zona D, când noi suntem pe ceșul de pe aici. 378 a fost anul trecut, 397. Pe hectar. Nu discutăm de cine are hectare la noi în mănăstire. Gândiți-vă, cine are hectare? Da? Păi, dar asta zic, cine are hectare? Deci astea sunt taxele pe hectar. La ce? Era 568, e 597.
Pe hectar. Ne ducem la teren cu construcții. Teren cu construcții. A fost 24 și 25. 25 de lei. Un leu a crescut oamenii. Nu vorbim de niște sume. Ne ducem la teren arabil, da? A fost 45 și 47. Astea sunt majorările alea. Pe care le vedeți așa mare. 2 lei. Vorbim de 2 lei. Se vede că acolo mai mare cu 2% și ca și mă puse 2 cu 10. 10%. Uitați-vă un pic în jur când admirăm pe alții că fac treabă. Să ne gândim și din ce venituri fac treabă. Au mărit cu 10% ei, afară de seanță. Au mărit cu indicele anul 2% și plus 10%. Plus 10%. Pe toată comuna? Da. 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 Cum am zis? Anul trecut. Da, tot la zone. Nu zone. Tot la zone se face prin hartiere. Orice vedeți aici, anul trecut, au indexat cu indicele care era 3%, plus 10%. Din punctul meu de vedere, nu e nicio bucurie să mărească. Dar n-am spus nimic, eu vreau să vă arăt că dumneavoastră puteți să stați cu fruntea sus în fața fiecărui cetățean, că nu există majorare. Este o indexare care suntem obligați de lege. Deci asta vreau să vă fac să înțelegeți. Nu aveți niciun motiv să aveți o problemă cu cetățeanul nostru. Suntem obligați de lege ce facem astăzi. Nu majorăm taxe. Când vom pune în afară de indexare 5% și mai punem un 5 sau un 10, ăla-i majorat. Da. Ăla-i majorat. Deci v-am citit. Mai citesc? Un leu, 2 lei. Vă vreți? Nu? Asta sunt. Ce ați lege? Uitați-vă aici. Un leu? Da? Un leu? Domnul Roșu. Da, domnul Roșu. Asta este indexarea mare. Ne mai uităm și la altele. La motocicletă. Da. Putem lua orice doresc dumneavoastră. Da. Mai avem ceva în plus. În plus avem la autoturism. Care le-am propus de anul acesta, în caz de apar acele mașini hibrid. Bun. Am ajuns la valoarea aprobată în 2023. Am motocicletă, rămas tot 8 lei. Păi nu s-a aplicat, cred că nu s-a aplicat nimic. Nu. 5%. Și atunci vine la autoturismul leu, de la 19, da? Da, la, de la 1600 la 2000 de centimetri cub, e... Un leu. 20 de lei. Pe urmă, la celălalt, la 2000, de la 77 la 81. 2681. De la cu capacitate la 153 la 161. De la inflație de 200. De la 309 la 325. Da. Deci astea sunt, asta e majorarea. Indexare. Nu așa zisă majorare. Deci nu e majorare. Am luat special asta ca să înțelegeți că chiar nu aveți motive de îngrijorare, zic eu, de a ieși în fața cetățeanului și să spunem. Am aplicat legea. Nimic altceva. Și să știți că toată lumea a făcut același lucru. Uitați-vă la toate primăriile care au avut ședință luna decembrie. Toată lumea a aplicat, nu a aplicat codul ăsta nou. Nimeni n-a aplicat codul nou. Toată lumea a mers pe partea asta veche cu indexarea conformată inflației. Atât. Pentru că toată lumea a refuzat ceea ce s-a propus mai exact. Discuțiile le-ați auzit toți, dacă le-ați. Eu aș putea că ceva cu 50% la uiteți problema. Păi nu știți. Da. Nu, era în funcție de valoarea vânzării. Deci trebuia de la notar o statistică cu prețurile
caselor, chiar și a terenurilor. Și știți foarte bine cum se vând casele și terenurile. Și atunci, gândiți-vă cât era impozit. Și toată lumea a refuzat, am înțeles, până în 2025 o să se aplice. De la 1 ianuarie 2025, în funcție de valoarea casei la vânzare. Deci se calculează. Deci și care casă este să mă umilia? Și atunci să vezi ce taxă mai trebuie. Asta fiți acolo. Și cine să stabilească valoarea casei? Notarii. Deci să luăm lista de la notari. Și în funcție de zone, cum s-a vândut, să zic că aici am unul. Este un miliard de lei. Păi cum se vine asta? Zic și eu, nu știu. Nu știu, nici eu... Un miliard de casă super modest. Deci majoritatea s-a vândut 70-80. Eu am zis așa o sumă, mai mică. Sunt un miliard de casă. Bun. Noutatea era... Deci, hai să vă citim cum ar arăta hotărârea. Pentru anul 2023, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili de persoane fizice și juridice se indexează cu 5,1% față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloace de transport, taxe pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătesc în două rate egale până la datele de 31 martie 2022 și 30 septembrie 2022 inclusiv. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate în quantum de până la 50 de lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2023. La articolul 3. Pentru neachitarea la termen de scadență de către contribuabil a obligațiilor de plată datorate bugetului local al Comunii Mănăstirea Cașințe, datorează după aceste termene majorări de întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creațiile bugetare locale, pentru plata cu anticipații până la 31 martie 2023 la impozitul pe clădiri, teren și asupra mijloacelor de transport datorate pe întregul an de către persoanele fizice și persoanele juridice se acordă o bonificație de 10%, pentru mașinile ibrid impozitul anual va fi redus cu 100%, prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2023. Legea ne permitea 50%. Sunt primării care au mers pe 90%, sunt primări, Bucureștiul, am înțeles că merg pe 90%, Oneștiu sunt pe 100%. Noi nu avem nicio mașină și am mers pe 100%. Ibrid, vorbim de ibrid, nu de electric. Da. Și cam așa va arăta modelul de hotărâre. Da, mai este altcineva? Mai discutăm? Mai discutăm problema asta? Mai discutăm problema asta? Am o singură întrebare. Deci avem proiectul ăsta de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor. Am spus, indexăm cu 5%. Da. Mai că toată lumea e de acord. Mai. Așa. Asta o să vedeți după ce ridicați... Da, după ce ridicăm. Eu întrebarea mea e următoare. Ce se întâmplă dacă nu trece proiectul? Dar de ce să nu treacă? Nu, eu doar întreb. Ce se întâmplă? Că de unde e lege, de tocmai. Dumneavoastră, că-i tocmai, nu? Așa. Dumneavoastră ridicați întrebarea. Cine este pentru și cine împotrivă? Da, să punem la vot. Cine este pentru indexarea taxelor și impozitelor? Numărire. Pentru indexare. Cu 5%. Cu 5%. Cine este pentru? Cine împotrivă? Se abține? Eu. 1, 2, 3, 4, 5, da? Eu sunt cea care am venit propune ca și normal trebuia să vă susțin. Da, oricum, nu am trecut. Da, normal. Da. S-a rezolvat. Dar nu sunt probleme de vot numai la nou, la... Da, punctul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor și taxelor ale unor persoane fără venituri, persoane decedate la care nu s-a prezentat moștenitor pentru dezbaterea moștenirii sau persoane decedate care nu au moștenitor. Da. Ați avut tabelul? Da. Le luăm punctual? Nu. V-ați uitat toți?
Sunt în regulă acele nume? Vi se par ok? Sunt unele persoane care mai lucrează cu ei. Chiar numai la asta m-am uitat. Cineva cineva, să zic, mai sunt așa, dar mai lucrează. La scutar, la oanțe, la... Dar la... au venit cu o sunt 2 pe zi, oameni la mulți. Am înțeles, dar da, asta este. Deci dacă se ia la scutar, am înțeles. Despre cine? Că am uitat, e defunct, defunct. Despre cine vorbim? Nu știu, nu fac să spune. Da, discutat că... Acolo s-a scutat afară. Adică, mă, lucrează, dar nu știu, asta este. Lucrează cu documente sau? Ei, lucrează, zilier. Vine control cu oameni buni, o să vină aia în control. Dacă astea nu stau în picioare, cum credeți că și asumă cineva să scutească? Cine scutește, dați și imposte pe cineva care nu are copii. Uitați aici, toți ăștia sunt decedați, uitați-i. Dacă, de exemplu, sunt 2-3 moștenitori, nu au despre moștenirea, dar nu vin. Locuiesc acolo. Ei nu pot să plătească, nu pot să... Scrie care nu-s moștenitori, care n-au moștenitori. Nu vorbesc de cei care n-au despre moștenirea, dar locuiesc acolo. Ei nu sunt cei care ar trebui să plătească, ți-i poți discuții. Hai să nu discutăm de cei care au murit, nu au pe nimeni. Sunt câteva cazuri, dar cei care locuiesc acolo, poate n-a văzut cu moștirea dintr-o oarecare situație. Da, unul dintre ei... Nu au niciune situație. Sunt moștiritori până la urmă. Toți sunt într-o situație... Toți sunt într-o situație de situație. Deci nu sunt aleși de nimeni. Nu. Nu e vorba de asta. Sunt vorba că dacă ar fi în cază, sunt într-o casă, imediat se găsește să facă găsiți vreo casă de ieși din văzare de tabelul ăsta? Nu, nu-i cunosc prea mult. De asta nu pot să comentez prea mult. Aici o să vedea ceva de comentat. Persoanele astea care vor să dezbată moștenirea, nu din răutate sau din reabuiți, sunt niște oameni amărăți fără niciun venit. Venitul care există, te dea și întreține familia sau te dea să... Și de regulă nu sunt ei acum care stau în casă. Da. Să dezbați o succesiune, poți să niște bani. Și ce se întâmplă? A murit, dar nu ei sunt cei care sunt singuri moștenitori ai casei. Și te trezești că trebuie să-l chiar și pe ăla din Italia și pe ăla de nu știu unde. Asta e situația, da. Deci, dar nu, da, nu știu dacă i-ați luat pe fiecare de rând, dacă chiar ați găsit situații de acest gen, dar de regulă nu sunt singuri. Deci au fost aleși oameni care n-au dat pe la primării. Da, deci să nu vă gândiți că sunt... Deci cei care sunt acum la taxe și impozite, zic eu că cunosc foarte bine pe fiecare om din comuna asta. Adică lucrează de ani de zile, știți? Și sunt oameni care n-au trecut niciodată la primărie și care noi rostogolim niște datorii care le zăpun și penalități la ei. Dar sunt și moștenitori care n-au dezvăluit moștenirea, dar totuși plătesc impozit. Nu sunt. Ei nu plătește nimeni. Aici e problema. Da, nu plătește nimeni. La ăștia. La cei care sunt pe lista asta, dar nu plătește nimeni. Sunt oameni corecți care plătește. Sunt? Sunt pe lista respectivă, care sunt corecți, nu? Deci eu zic în listă. În listă, da. De abonezi și, deci nu vorbim când aia sunt corecți. Și ăștia sunt corecți, dar veniturile nu le servim. Nu și acolo, nu cred nimeni de aici vrea să fie într-o situație deosebită. Da. Să nu poată plăti taxe și impozite. Da. Eu zic că... Să punem la vot punctul 3, scutirea de taxe și impozite. Să abține? Nu. Eu vorbesc, totuși nu știu. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pentru anul 2023. Deci, la taxa asta de salubritate, vreau să vă spun că primim de aproape o lună tot felul de documente de la ADIS. Tot ce ați văzut în documente, vă asigur că nu suntem nici noi de aici de acord. Dar vreau să vă aduc la cunoștință
intențiile avizului. De aia ne-am întâlnit aici. Pentru că în ianuarie, sigur, vor veni... Cu ce ați văzut prin alea, dacă ați citit. Vreau să fiecare dintre dumneavoastră să fie bine informat. Noi astăzi, noi ne-am propus să nu aprobăm nimic, doar să vă aducem la cunoștință intențiile ATIS-ului. Și domnul viceprimar o să vă prezinte un succint ce intenții sunt de la ATIS. Și împreună cu dumneavoastră ne vom mai întâlni în ianuarie odată, vedem ce fac și celelalte localități și vom hotărâ. Situația nu e chiar roz. Situația nu este roz deloc. Corespondența a început undeva la începutul lunii noiembrie. ATIS-ul vrea să aplice un principiu plătești cât arunci. Dar lasă totul la latitudinea noastră. Ei vin cu două modalități de colectare. Vin cu o formulă de calcul ceva mai puțin complicată de cea de la factura de lumină. Deci atâta le alambichează și cu V1, V2, 25%, 70%, la ei 33%, cu 70%, 100%, 100%. Să vă înțelegi nimic. Da. Bun. Ei vin în începutul lunii noiembrie și spun că vor să aplicăm ăsta plătește pentru cât arunci. Sunt două modalități de colectare, 2 cu 2 și 3 cu 2, adică de două ori pe lună reciclabil, de două ori pe lună menajer, sau de 3 ori pe lună menajer și de două ori pe lună reciclabil. Este taxa standard 2 cu 2 și taxa majorată 3 cu 2. De taxa majorată se dublează taxa standard. Dublare care ajunge undeva la vreo 440 de lei. Și vor să stabilim o majorare a taxei cu minim 30%. Deci, la stabilirea taxelor de salubrizare, vă rugăm să aveți în vedere o creștere a acestora, raportat la anul 2021-2022, de minim 30%. Exact. Deci, în cazul care nici o primărie nu pune în aplicare aceste limite. Nu, noi suntem de realist. La un moment dat o să vină toate hârtiile astea, sunt titluri de recomandare. Dar, cu siguranță, vă spunea și doamna primar, la începutul lunii ianuarie, cel pe ziua februarie, o să vină cu modelul de hotărâre, cu tot, sunteți pentru ei, trebuie să... S-a aprobat ce s-a hotărât în la RIS. Ce pot să putem informa la, zic eu, la, și cred că e cea mai corectă de la asta, imediat după ce trec sărbătorile, împreună cu domnul viceprimar, vom merge la ATIS și vom vedea clar care sunt intențiile. Că dacă la început, în luna noiembrie, veneau cu ideea de recomandare, săptămâna trecută ne-au trimis modelul de hotărâre. Deci despre asta discutăm la momentul ăsta. Care noi nu aprobăm astăzi, clar să vă spun, nu aprobăm astăzi nimic. Urmează că după sărbători, când se liniștește lumea și așa, vom merge la Consiliul de Administrație a ATIS-ului, discutăm ce intenții sunt, pentru că acolo intru tot județul Bacău, nu numai Mănăstirea Chișinău. Intențiile nu sunt bune. Intențiile, după cum se vede, nu sunt bune. Da. Noi, în calitate de membri, nu avem dreptul să... Cotezăm? Sau toți, nu să cotezăm, să toți membrii, da? Pentru că sunt, toate românele sunt membri acolo, da? Nu, cine hotărăște? Cui se supune aprobării această hotărâre? Membrilor? Bun. Și nu toate primăriile au un reprezentant acolo? Exact. Și nu primăriile aprobă aceste lucruri? Da. Și atunci, nu cred că ar trebui să-i face probleme. Ce primărie ar aproba așa ceva? Multe!
multe. Multe. Eu nu cred, pentru că este totuși o sumă destul de mare și, indiferent de culoare politică, nu cred că și asumă așa ceva, pentru că este ocupată pe acea formațiune politică să ne mai ce susține acest lucru. Este o sumă extraordinar de mare. Deci, dacă avem dreptul să spunem nu, spunem nu. Să ne mai aducem aminte că noi nu avem prețul celorlalte localități? Nu avem, așa este. Să vă mai spun și asta? Da, este foarte bine. Mai mare sau mai mic, mai mult. E bine, de ce? Că punem noi primăria? Păi tocmai, păi și dacă mărim atât de mult taxa pentru oameni, credeți că este... Dar n-am spus că mărim. Facem o discuție. Dar noi discuția asta trebuie să mergem mai departe acolo, nu? Problema principală nu este la... O să fie la agenții economici. Da. Cea mai mare problemă și cea mai greu de calculat, formulă de calcul, o să fie pentru agentul economic. La populație este simplu. Că se ia, de exemplu, cantitatea pe 2023, la stabilirea taxei pe 2023. Se ia cantitatea pe 2023, se mulțește cu V1, V2, adică se adună și se poate și să prețul pe persoană, pe lună. La agentul economic o să fie și la școală o să fie o problemă pentru că și unitățile de învățământ o să se vrească să plătească gunoi. Biserica va trebui să plătească. Deci nu, în această formulă nu este nimeni scutit de plata sau de interes. Dar și la asta mai am fost de acord, vă potrivim cu mulți bani în primărie? Păi ca să continue serviciul de salubritate obligatoriu. Asta s-a făcut an de an la mănăstirea noastră. Dar anul acesta, de exemplu, având în vedere că s-a mai instituit și acea parte cu gunoiul, cu reciclabilul, în ce situație ne aflăm? În ce situație ne aflăm? Deci avem așa. Pe anul 2020 s-a pus din bugetul primăriei 320.000. Pe anul 2021 s-a pus 220.000. Da? La 1 decembrie 2022, 93.000. Nu mai poate. Da? Dar de ce? S-a muncit extraordinar de mult pe reciclat. Asta este foarte bine. S-au conformat. Cheltuieli de la primărie sunt cheltuielile. Uităm un pic. Mai puțin bani, dar s-au cheltuielile. Da, cheltuielile pe cealaltă, da. Înseamnă confusibil să te plimbi la poarta omului. Și se... Problema e că anul acesta noi am scris foarte des la Romez. Și la Adis. Și le-am adus la cunoștință că noi nu suntem autorizați să strângem. Că nu suntem serviciu. Că facem cheltuieli pe care nu ar trebui să le facă primăria. Avem o mulțime de adrese trimise către noi. În acest sens, că ar trebui să vină să-și ia reciclabil. Nu este datoria noastră a primăriei să le strângem reciclabil. Că dacă tot vrem să ne aliem la Europa, cum ne aliem la Europa? Vrem să mișorăm taxe. Ba, dimpotrivă, vine acum taxa de mediu, cât ai reciclat. Pe cum m-ai ajutat pe mine? Tu, Adis, să-mi scadă menajerul și să urc cu reciclabil? Cu nimic. Păi, doar cu niște saci pe care îi aveți. Atât ajutor. Bă, ăsta-i ajutorul. Sacii aceia se scade, practic, din suma. Sacii aceia. Deci doar că au venit cu sacii. Deci pe anul acesta doar sacii aceia, da? Doar în luna decembrie, în luna octombrie, au venit banii pe ceea ce s-a vândut anul trecut pe reciclare. Care au însemnat în jur de... Cât a fost? 20.000 de lei. Dar cu banii care au venit, am amortizat noi consumul din motorină și nu știu ce să trebuie și o putem o pierdere, știi, cartea, ne facem serviciu. Deci noi facem serviciu pentru o societate ca așa, chiar de acest scris. Facem serviciu pentru un SC. Pentru o societate comercială. Inclusiv
încasarea. Dar ce treabă are primăria să încaseze banii pentru o societate comercială? Lucru pe care l-am întrebat în toate părțile. Nu-i treaba noastră. E treaba lor. N-au decât să vină din poartă și poartă. Să vadă ce pune. Nu să umple primarul și viceprimarul. Să vadă ce, ce se pune în guvern. Nu plătește lui Reghici. De ce trebuie să vă cert eu primar sau domnul viceprimar cu cetățeanul că a pus în, în pubelă și a măturat el în lucrat? Deci, aici avem noi o problemă. Noi avem o problemă cu o societate comercială pe care nu ne ajută structura de sus. Se poate sugeri? Este președintele Consiliului Județean. Care mai înainte au primit directivă să nu majoreze taxele de la linia politică, altfel cum Dumnezeu. Atunci de ce l-ați votat pe indexare, frate? Ia duceți-vă acum și ne scoateți din asta, că dacă tot aveți o anumită orientare, mergeți la Consiliul Județean, dragi consilieri PSD, și ne scoateți din situația în care trebuie să pune bani din veniturile primăriei. Arătați-ne și partea reversă a medaliei. Nu numai aia bună în care bag bățul printre gata. La poziții cea mai sigură, calitate. Pentru că și, și dacă, de exemplu, varianta, dacă se optează cetățean să îi colecteze de 3 ori pe lună menajer și de 2 ori reciclare. Tot în sarcina OAP-ului este să facem noi niște sticăre, să le lipim pe pubera cetățeanului, ca cel de la RomPress să le vadă de departe, chiar așa se scrie, să fie vizibile de departe. Care să știe că ia pubela sau nu ia ea. Și atunci... Nu, asta nu este aceeași pubelă, doar pe pubelă să pune în sticăre. Și eu acceptat... Dar acum nu justifică de 30%. De cauza motorului în 7 zile, care ar fi motivul? Motive există tot timpul. Motive găsesc. Sfereceanul nu se scrie nici în orașele mari. Deci nu e la... Domnul Consiliu, la nivel de lună noiembrie, deci fără decembrie 2022, s-au colectat aproape dublu, de 61,14 tone de reciclabil față de 32. Deci populația nu e reticentă la a face o colectare. La noi nu. Nu are condiții pentru a o face. Asta am încercat să evidențiez prin toate adresele pe care le-am trimis la ADIS. Mănăstirea Crașini este pregătită pentru a intra în sistemul ăsta de a colecta reciclabil. Numai că ei nu ne pun la dispoziție. De anul trecut îmi spun că aduc pubele galbene. Nimic. Sacii ăștia care se rup și pe bună dreptate oamenii aceia care le tot mută dintr-un colț într-alul, că e normal, se umplu, sunt nesuferiți, da. E, au dreptate cetățenii, da. Nu vor să vină la două săptămâni, vin la bună. Dar ia să vedem noi cum vom sta cu pubele de menajer. Două săptămâni. Hai să ne vedem în urmă. Dar vara. Hai să vedem ce facem vara. Și el să vină să ia reciclabilul și nu mai e neamenajer. Vă dați seama ce... Bulibășeală. Plus, povesteam cu un alt coleg primar, ei au personal. Noi la Mănăstirea Cașin nu avem, să zicem, că umblă cineva pe ei. Cine? Ei sunt orașul. Da, au personal, noi nu avem. Cine să umble după ei, să vadă, a luat-o o dată, de două ori, de trei ori, cine să umble după ei? Deci suntem într-o mare dificultate în urmări. De-aia am vrut să facem această discuție, să fiți la curent. Noi vă vom informa cu tot. Nu vom lua, deci nu avem cum să luăm o decizie fără dumneavoastră, dar vreau să știți în ce dificultate ne aflăm și vom vedea ce fac și celelalte localități de nivelul nostru. Adică nu ne referim la acel... la acea localitate care are mulți salariați și pot alerga după ei. La noi nu are ce să alerge după ei. Câți ani are primăria Mănăstirea Cașin contract?
Și dacă n-ai, zicem așa, deci că pentru o societate, un magazin de 10 metri pătrați, conform acestor calcule și acestor formule care le pun ei, o societate ar trebui să plătească, dacă ar fi 2 cu 2, 37 de lei pe lună, și dacă ar fi 3 cu 2, 74 de lei. Deci, mai bine, atunci, așa, mai bine, 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 așa. Dar vreau să vă spun că ei spun așa, doamne, am venit mai târziu pentru că noi ești la casă. Și noi până păstrăm la mlăstire peștele de la casă. Care este cantitatea de la casă? Care este care este azi la mlăstire? Ei poate să ne umfli greutate cât vor ei. Cine v-a spus asta? Păi ce unde ei iau de la casă, l-au dat cu noi. Eu am fost să vă spun viața. Așa nu e. E tot altfel, am luat și-o pe altfel. Sunt alte mașini. Ești de acolo în place. Nu. Nu am verificat la ora 7, am intrat pe gol. Am luat trafele din mărbirea. Domnul Păsver, am luat din mărbirea, am așteptat la ora 7 punctul față la intrare în Pești. Mașinile au intrat goale. Fără să știe, în altă sâmbătă, i-am așteptat la Ecosud să văd cum cântăresc. Chiar se uita cetățeanul de la cântar, nu știa cine sunt. M-am dus să văd și eu aproape. Când a venit mașina de la mănăstire, zic, m-am prezentat și m-am dus. Sunt corecți din punctul ăsta de vedere, să știți. Și... chiar și nu, dar sunt șoferii noștri de la mănăstire. Eu nu cred că șoferii noștri ar face... Nu era șofer, dar noi de astăzi. Nu, deci avem, deci, pe cele mai multe ori sunt șoferii de la noi din sat. Deci nu există. Ne-ar comunica că sunt totuși mănăstireni și ne-ar spune, vedeți că se mai încalcă un pic legea. Sunt absolut convinsă că ne-ar spune, dar nu. Da. Și de verificat, am verificat. Pentru că chestiunea asta s-a mai ridicat și special domnul vice a trecut la asemenea verifică. Da, domnilor, deci nu v-am adus la cunoștință, rămâne doar la nivel de discuție. În ianuarie o reluăm, vedem în urma discuțiilor cu factorii de decizie de la ADIS. Vă vom informa. Mergem mai departe, nu? Mergem? La 5, 6, 7 le... Toate la urmă, da. Punctul 4 trecut peste ea, doar am fost informat și acum punctul 5, 6 și 7 le luăm ca și... Sunt, dar le luăm ca pe organizat. Sunt planuri de lucrări, de interes local, care se fac de către cei de la ajutor social, de la 416, cei care sunt condamnați la muncă în folosul comunității și cei cărora ne remunerați. Și cei cărora li se transformă amenziile, deci de două lucruri, se transformă amenziile în muncă în folosul comunității. Da. Sunt lucrări de dezăpezire, de colmatare, șanțuri, de lepte, așezări, lepte, curățat cu noi, adunat cu noi, de fapt, cred că asta undeva la 70%. Folosim 416 de la salubritate.
Lucruri care are dumneavoastră, le știți. Și zonele, Sfântării, Mărășteanu... Care sunt finiștiuri. Bălăceanu. Pe care umblăm. Și umblăm astăzi, îl facem boboc peste nici două zile, la fel. Da. Să mă da. Pe ansamblu să știți că chiar stă în mine. Comuna, zic că e curată. Adică, de câte ori am constatat chiar și la domnul județean, că sunt cetățeni care au aruncat, pur și simplu, să ajung în mașină când îi se întâmplă, dacă mă mai uitați. De fiecare dată am reușit să-i vedem și le-am strâns cu acești oameni care lumea nu-i vede când muncesc, dar să știți că muncesc mai mult decât au ei ca normă. Sunt într-adevăr oameni care au înțeles și vin. Și dintre ei sunt și bolnavi. I-am înțeles și noi, ne-am înțeles și ei când am avut nevoie. Sunt lucruri care s-au realizat. Da, vă spune și la urmă, nu trebuie biciuliți, că biciuim noi destul. Dar vorba vine în chilimele, da? Oamenii chiar fac treabă și, să știți, conform legii, nu trebuie să stea foarte mult de la noi. Că o toată, 11 ore. Asta e? Da. La toată lumea ne-am spus, oameni buni. Dacă i-am avut 21 de zile dintr-o lună, ar fi ideal, dar nu l-ai. Ăla-i până 24 de ore pe lună. Nu. Deci nu așa. Păi ești că nu așa. Când vrei să muncești. 150 de lei când vrei să muncești. Dar eu sincer, chiar am răspuns pozitiv toți acești oameni pe care îi vedeți dimineața la colți și care se duc la sector și iau ce au de făcut. Chiar vin, chiar noi ne bazăm pe ei și pot să spun că cu ajutorul lor comuna arată de ce. Nu mă mai crește, nu mai descrește. În descreștere. În descreștere. Și plus comuna e fără evenimente și se vede că am atât. Da, da. Anul trecut s-a zis că se fac demersuri în ceea ce privește transformarea unor sume de bani deci care le-au ei prea timeteuri în astea, că știu că am ies în zile muncă plus comunității. Foarte bine merg. Am văzut Grăvâi, Ștefan cel Mare, avem am făcut discuții. Dar avem și noi. Da? Dar merg foarte greu procese. Merg, da. Dar trebuie să avem și un final. Vor avea final, dar nu sunt obligați. Legislația e așa de slobodă, că dacă nu vrea, nu vine. Nu, e vorba și de acceptul. Dacă nu vrea, nu vine. Și îți dă acceptul că vrea să se transforme. Și el zice că vine la reinstanță și aici nu vine. Și gata, s-a luat filmul. Dar să cere un contaj undeva ca să... Nu. Nu. Că dacă legea ar fi ca în Anglia, da? L-ai sunat, n-a venit. Asta e executat. Și omul sunt băci. Și atunci omul i-ar fi frică și ar veni zile orele alea, dar așa? Da, să punem la vot punctele 5, 6 și 7. Cine este pentru? Toată. De acord. Aici mai avem după aceea 8 și 9, cred că putem să ne dăm așa. Da, e aceeași. Așa. Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S5 și S5-43, situat în satul Scutarul, către domnul Chiloca și Ioan. Și avem toate documentele, regulă, taxele plătite la zi. Domnul Chiloca și Ioan? Chiloca și Marian. Marian. Da. Da. Deci e la preluat cele două locuri. De la Oace. De la Oace. Vreau vot punctele 8 și 9. Cine este pentru? Toată lumea e de acord. Domnul Orențea, vă țineți? Nu, nu m-am pus de. Da? Continuăm. Toată lumea e așa. Punctul
10. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 104, pe 27-12-2022, privind alocarea unor sume pentru susținerea financiară a evenimentelor prilejuite de sărbătorile de iarnă, organizate de Primăria MK și Consiliul Local. Da, ați văzut, avem un referat. Am constatat că numărul urătorilor va fi mult mai mare. Și s-ar părea că nu o să ne cadrăm cu banii pe care i-am aprobat cei 10.000 de lei. Nu. Deci chiar s-au anunțat foarte mulți urători și ca să nu aveți... Probabil că da. Și atunci să nu avem probleme, vin copiii noștri, vin alții mai mari, eu știu. Am suplimentat cu 5.000 de lei. Nu-i cheltuim, îi dăm înapoi, dar pe 31 decembrie am spus noi ora 12, dar voi mai avea niște discuții cu domnul Blănaru, pentru că ursul nostru m-a anunțat că ei vor să vină înaintea urșilor de la Brătești, că e firesc, da? Și atunci să vedem cum ne decalăm, să facem. Dar în funcție de domnul Blănaru pic, am zis că am să-l sun, poate chiar după ședință, dacă o decalăm la 11.30 și vom face public, ori 11.30, ori 12. Asta va fi pe 31 decembrie. Evenimentul aici. Nu, pe teren, adică în teren. Pe când au venit 35 de uși. Dar nu vine călța spocaci ușii la aia cred. Dacă n-ar da acele petarde, de alea ne este teamă că stricăm bunătate de teren de sport. Nu. E exclus pe terenul de sport. Vom bloca și noi puțin strada, că nu s-a întâmplat absolut nimic. Și îi vom primi în zona asta, că n-avem alta. Așa fost și da. Și cu 5.000, am spus. Cu 5.000. Ca să avem atât. Deci asta este majorarea. Cu 5.000 de lei pentru urători, să nu avem surprize. Am observat că tot mai mulți copii și-au făcut bacapre, baia și chiar trebuie să fim pregătiți. Da. Să punem la vot cine este pentru. Așa. Și avem punctul 11, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașa. Da. Rectificarea bugetului constă în următoarele sume. Am primit de la prima hotărâre de guvern, în ordonanță de guvern, 130.000 de lei, până la sfârșit de an. Și la subvențiile de ajutorul de încălzire a trebuit să suplimentăm, că față de anul trecut avem mult mai multe familii care beneficiază de ajutorul de încălzire, cu suma de 55.000 de lei. Asta vin de la stat 55.000 de lei, 130 au venit tot de la statul român, care s-au dus pe partea de ajutor social 55.000 și cheltuieli materiale 130.000. Doar despre asta e vorba, da? Da. Banii pe care i-am primit acum. Presupunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Punctul 12. Trebuie să dăm aviz cu planul de școlarizare. Rețeaua școlară și de ce au aprobat? Exact ce a trimis doamna directoare Iordache la inspectorat. Adică număr estimat de preșcolari 40 pe școala gimnazială Regina Maria și 211 elevi. Iar la numărul 2, preșcolar 40 și 148 elevi. În total sunt 80 de preșcolari și elevi 351. Aveți ceva de prezentat, domnule Iordache? De prezentat, rețeaua școlară costă de cele două unități școlare. Asta, de fapt, este rețeaua. Rămân în continuare, adică și școala 2 și școala 1, nu se modifică rețeaua școlară. Deci, cineva, supunem la vot. Pentru și acum trecem la punctul 12 bis diverse. Cine se scrie la vot?
da, e în sfârșit. Referitor la numărul de... În fiecare ședință aprobăm la serviciul de consiliu locală toți reprezentul timp de taxă. Asta sunt creștere mereu. Acum am un cauz de 40 de persoane. Aici am sunt aceleași persoane care sunt aici și se rămâși la ajutorul social. Să ținem o evidență la toate astea, când se fac astea, sunt pe aceleași persoane, se duc toate ajutoarele astea. Pe aceleași persoane sunt sus pentru ei. Este cumva la toate organizațiile astea, non-guvernamentale, să zic așa. Se duc către aceleași persoane, toate ajutoarele, de la primărie și care se mai... Păi sunt în funcție de legislație. Găsim ierarhizare. Deci vine din trei părți. Nu, stați așa, să vină. Deci despre cine? Despre... Dați concret. Deci o persoană primește de la Guvernul României ajutoarele care... Pentru Băldură. Primește de la școală, bursă, primește de aceeași familie. Da, da. Păi dacă situația e aceeași... Păi situația e aceeași. Deci ceva... Da, este normal că și la școală cine se înscrie cu sa, pentru că există o limită de venit pe membru, da? Și în funcție de acea limită de venit, bine, e posibil ca acea limită de venit să difere în funcție de etichetă, în funcție de bursă socială, în funcție de bursă de merit, de studiu. Diferă standardul, acea sumă minimă, da? Și este firesc că unul care are venitul pe membru de familie foarte mic să primească și bursă socială și bursă de merit, să zic așa, e și etichet, și etichet, e posibil să primească și etichet. La ajutor, pentru că, de fapt, aceste ajutoare sunt direcționate către familiile care, într-adevăr, au nevoie de aceste ajutoare. Corect. Toate astea se reflectă în cuantumul taxelor și impozitelor care o să-l plătim cu bunii clar. Deci, mereu. Deci, de fiecare dată când o să fie persoane de genul acesta... Dar treabă. Ajutorul de la stat nu are treabă să facem noi. Statul și. Suntem noi. Eu, care s-a dus de la toți și s-a dus la mea de voie. Deci, dumneavoastră înțelegeți că... Vă înțelegeți ce spuneți. Din cei 40... Asta e poate un excelent lucru. Dar de ce dat? De fapt, dar la fiecare am să se ajungă la și dacă primește de la stat și dacă primește și de la ONG, ONG-ul poate să dea ajutoare cu vor ei. Deci nu i-am explicat... ONG-ul au idei enorme. Ceea ce privește ajutorul. Deci... Da. E posibil, depinde de criteriu, probabil unele ONG-uri, de exemplu, pot să finanțeze niște, să zic așa, niște copii foarte buni. Deci nu se încadrează și la ajutoarele acelea sociale. Deci ONG-urile au criteriile lor de finanțare ale unor persoane, să zic așa. Asta cu ajutoarele de la stat e altceva. Există niște legi care impun o anumită limită și funcție de acea limită primează niște criterii, da? Se încadrează la anumite plafoane de ajutorare, ei primesc ajutor pe diferite scheme de ajutor. Da. Da. Dar în cazul ăsta se încadrează. Se încurajează de muncă. Se pierd și o cursă a băcurilor de muncă în comar mână să ia acasă. Pentru persoanele care vor să muncească. Sunt de acord exact cu ce spui. Dar haideți să luăm pe partea cealaltă. Eu nu țin nici cu dreptate că să fii dreptate. Nu cred că îți dorești tu sau eu sau oricare suntem aici și pe stradă, așa, să fim în situația să luăm 150 de lei pe lună și să ne dăm cu capul referent să fim bucuroși că luăm o bursă socială la școală și un ajutor de căldură. Știu că banii vin tot de la noi. Dar asta înseamnă protecție socială în toată statul. Și nu numai noi aplicăm. Și pe toată planeta, cred că și în Uganda există așa ceva. Eu cred că a fost înțeles greșit. Deci eu vreau să zic că nu mă refer la persoanele care sunt persoane dintre care sunt apți de a presta o muncă. Da. Aici mă refer. Și a venit cineva. Dar nu noi suntem îndreptățiți. Aici să-i ajutăm la muncă. Aici sunt ca să luăm pentru treaba trebuie să există un serviciu social care atunci când firmele din localitatea în care locuim toți, sau din împrejurim, vine și îi spune, doamna, când am dat voie să discut cu cei care n-au luat muncă și deja s-a întâmplat treaba asta. S-a întâmplat, a venit.
O parte dintre ei poate să amâneze. O parte, nu știu. O parte, că mulți vreau. Au venit și au discutat cu toți de la social, dar au venit de la forțele de muncă. Și, Doamne, dacă nu s-a uitat la ei, n-aveai pe cine lua la muncă. Hai să ne vedem care treabă. Eu le-am zis, domnule, veniți. Eu i-am invitat frumușel aici, și pe doamnele de la AJOFM, și pe oamenii care le-ați emut lecții de și-ar putea să muncească. Deci, încă o dată vă spun. E greu să-i spun asta. Noi, la ajutorul ăsta, avem doar persoane care sunt în incapacitate de muncă. Avem persoane care sunt peste 65 de ani și nu mai pot munci. Nu avem la această asistență socială, asistat social, categorii de 40, 30 de ani. Nu avem. De ce aia nu sunt aici? Recunosc. Mi-a venit o persoană care arăta foarte bine. Și a zis că nu are servici. Și vrea ajutor social. Bine ați venit. Am nevoie de un bun de mult. La sunteți tânăr, voinic, e ok. Fică avem de-a treabă curățat șanțul. L-am spus, nu l-am mai prins până la trepte. S-a mânut. Da? Deci, haideți să ne înțelegem. La asistat social avem o categorie care n-au altceva. Nu pot face altceva. Și vă zic, principalul lor beneficiu și domnul președinte de ședință. Nu este 150 de lei. 120 de lei. Asigurarea. Pentru că sunt oameni în stat, sunt oameni și când ajung la spital. Sunt de 50 de lei care nu am arătat. Acum știți că vă dă factura aia la ieșirea externare. Sigur vă dă. Vă conciți cât costă o zi de generalizare. Dacă este act de muncă, e act de muncă. Și atunci vine la că ea lemne, la fosil, la ce are de treabă. Încă nu avem. La cât mi-aș propune, încă nu am oameni suficienți cât să pot să facem treabă comun. Sincer vă spun. Atunci, avem atât de multe lucruri de făcut. Acum 2 ani, angajăm 3 persoane care se ocupă cu o parte administrativă. Este absolut important să facem lucrul ăsta. Spun pe ceva vreme, într-adevăr, dacă ne dorim o curățenie exemplară comună, dacă ne dorim să avem cosit, tăiat lemne, curățat șanțuri, strâns din gunoaiele acelea care se găsesc la jurul stației, dacă n-ai angajat, n-ai cu ce să le faci. Ca să aștept să vină unul de la asistat social, să-ți facă, nu o să avem. Și așa, vă spunem, chiar de multe ori îi deranjăm de acasă, vină că avem gunoi în partea cealaltă și nu vine. Deci eu pot să spun că latura noastră a mănăstirilor este excepțională. Deci niciodată oamenii aceia nu au întrebat, știți, aia venit de multe ori până asta. Deci chiar n-au spus, oamenii chiar au venit. Și nu pentru că i-am amenințat sau... Nu. Ca și idee, în general. Așa. Așa.
Mai avem ceva? Da. Mai există alte discuții? Sărbători fericite! Sărbători fericite! Și la mulțumesc și la mulțumesc!